Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat în această dimineață percheziții în București și alte 12 județe într-un dosar privind fapte de corupție comise în perioada 2023-2024, potrivit unui comunicat al DNA transmis Agerpres. Ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, astăzi au fost efectuate percheziții domiciliare în 60 de locații situate pe raza municipiului București și a 12 județe, mai precis Ilfov, Ialomița, Prahova, Giurgiu, Constanța, Iași, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Bihor, Maramureș și Arad, reprezentând domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție în perioada 2023-2024, se menționează în comunicat. Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că descinderile vizează activitatea unei case de comerț, instituție aflată în subordinea Ministerului Agriculturii.